În urmă câțiva ani am avut o operație pe corzile vocale, după aceea am avut-o pe a doua și nu s-a reparat încă, îmi trebuie a treia. Și m-am rugat. Da. În anumite situații Dumnezeu zice da și în altele zice harul meu ți-e suficient. Iar în altele Dumnezeu zice să folosim metodele care ne-a pus la îndemână. Doctorii mi-au spus că se poate trata, dar nu mai m-am dus la spital. Avem aici câteva întrebări. O întrebare zice, cine a scris Biblia? Apostolii? Un profesor de religie susține că apostolii au fost analfabeți. Nu știu dacă s-a întâlnit cu ei și a vorbit cu ei și eu știu multe despre Abraham Lincoln, știu multe despre George Washington, dar nu m-am întâlnit cu ei, așa că nu știu sigur cum arătau și cum erau. Nu știu dacă profesorul acela a studiat în profunzime istorie, arheologie greacă-ebraică, dar într-adevăr erau dintre apostoli care erau mai puțin educați. De exemplu, Petru era pescar. Încă n-am citit nicăieri că un pescar trebuie să fie analfabet. Probabil că poate să scrie și să citească. Frumusețea inspirației nu este că cineva pregătit scrie Biblia, ci este că Dumnezeu ia lucrurile de jos, care nu poate să-și ia nicio laudă și le face de râs pe cele tari. Tocmai asta este inspirația. Dacă zici, uite, Biblia a scris-o un doctor docent, te bazezi pe înțelepciunea umană. Dar când iei un om simplu, care spune niște lucruri pe care o minte umană, normală sau needucată nu le-ar fi putut spune, cu atât mai mult Dumnezeu este mare, nu-i așa? Noi nu ne bazăm pe educația celor care au fost inspirați și au scris, ci noi ne bazăm pe inspirația care a inspirat acei oameni. De asemenea, noi nu credem în inspirația verbală, Dumnezeu a dictat Biblia, ci noi credem că Dumnezeu a inspirat Biblia, adică le-a pus în minte ideile. De aceea Pavel, care nu vedea bine și nu avea nici ochelari, dicta. Așa că nu putem spune că a spus Pavel, noi spunem că a inspirat Dumnezeu, Pavel a spus în cuvinte omenești și celălalt a scris. Frații mei, răspunde sau răspund eu? Puneți-le pe vibrat cum am făcut și eu, mulțumesc. Să trecem la o altă întrebare puțin mai dificilă. Cum poate fi numele lui Dumnezeu un turn de scăpare într-o situație ca cea din Haiti? Aceasta este o întrebare cu adevărat dificilă. Numele lui Dumnezeu este un nume de scăpare pentru toți care se încred în El și care îl cheamă în ajutor. Te afli în Haiti, vine cu tremurul, cere ajutor și mor oameni cu sutele de mii. Probabil că s-a ajuns la 200.000 sau mai mult, nu-i așa? Care au urmărit știrile, cu tot, cu morți, cu dispăruți, sunt în jur de 200.000. Am verificat astăzi pe site-ul Diviziunii Nord-Americane, din peste 200.000 de morți, 500 dintre ei sunt adventiști. 500. Morți dispăruți în total, 500 sunt adventiști. Vreo 70 și ceva de biserici sunt dărâmate, dintre care vreo 40 cu totul dărâmate și vreo 28-30 doar distrusă structura. N-am citit atât de mult. Am intrat puțin pe statistici, am verificat și am ieșit. Nu știu. În schimb, vreau să vă spun că sunt două aspecte. Primul, dacă urmăriți, acum 3 zile au scos pe un băiat care a stat 11 zile sub ruine și când l-au întrebat ce a făcut acolo, dacă a strigat, dacă a zis că s-a rugat tot timpul liniștit. Frații mei, de multe ori noi confundăm pe Dumnezeu cu un slujitor și în loc să-L facem Domnul nostru, noi îl facem slujitorul nostru. E bine să-I cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar e bine să-I dăm posibilitatea să se facă voia Lui, ca și Iisus. Îndepărtează paharul acesta, dar să se facă voia ta, nu voia mea. Noi când îi cerem ajutorul, pentru că noi nu știm ce este mai bine, noi trebuie să acceptăm voia Lui. Și credința și turnul de scăpare ne oferă, indiferent dacă ne dă scăpare fizică sau nu, ne oferă pace. Vreau să vă amintesc de Ioan Botezătorul. Când a fost schinsat, tăia capul în pușcărie, nu scrie nicăieri că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ștefan, când a fost omorât cu pietre, nu scrie nicăieri că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pavel, când i s-a tăiat capul, nu scrie că s-a răzvrătit. Doamne, de ce nu m-ai scăpat? Ci din contră, Ștefan, când este omorât cu pietre, își ridică ochii și în loc să se gândească la pietre, să fie disperat, să te rog, scapă-mă. Vede pe Dumnezeu în cer, pe Iisus la dreapta Tatălui. Nu-i așa? Ideea nu este că acum, dacă ne încredem în Dumnezeu și îl facem un turn de scăpare, nu ne mai îmbolnăvim, nu mai sărăcim și nu mai murim.
Ar fi frumos, nu? S-ar face tot, s-ar pocăi numai de dragul de a nu se mai îmbolnăvi. Și să fie bilurile plătite, facturile plătite, toate și... Ar fi o chestie, nu? Ideea este că atunci când îl ai pe Dumnezeu, ai pace și poți să-ți iei ochii de pe situațiile acestea, să le pui pe viața veșnică și să zici, toate astea, toate suferințele, nu sunt vrednice să fie comparate cu slava viitoare. Indiferent că trăiesc, că mor, nu mă interesează, este un câștig și una și alta, atâta timp cât rămân în Hristos. Pentru că indiferent că trăiesc sau mor, eu nu mai trăiesc pentru mine. În concluzie, cel care face Dumnezeu un nume de scăpare, își focalizează atenția și viața, nu pe el dacă scapă sau nu, se vindecă sau nu, plătește factura sau nu, găsește serviciu sau nu, ci se focalizează pe Dumnezeu. Și nu mai contează ce se întâmplă ție. Dumnezeu devine centrul vieții. Se înțelege răspunsul? Ok, să trecem la altă întrebare. Adică noi suntem prea învățați să ne centralizăm pe noi. E vorba, numai eu sunt totul. Eu să fiu vindecat, eu... E vorba de Dumnezeu mai mult decât de mine. Este păcat să-mi iubesc Dumnezeu fără frică? Eu doar îl iubesc pentru că nu m-a părăsit niciodată, pentru că a fost cu mine în toate greutățile, le-a transformat în binecuvântări. Cum aș putea eu să-mi fie frică de El? De acord cu dumneavoastră, asta nu e o întrebare, e o afirmație. Noi nu trebuie să ne, fie frică de Dumnezeu în sensul că mă trăznește. Dumnezeu nu este un tiran cum sunt dumnezeii păgâni. Trebuie să le aduce în jertfe niște copii, că altfel cine știe ne trăznesc. Cuvântul frică din Biblie nu este frica umană, ci se referă la respect și reverență. Nu că ți-e frică de El și l-asculți de frică. Aia nu e iubire. Ci că îl iubești atât de mult că te temi să-L întristezi. Cum aș putea să fac una ca asta soției mele? Cum aș putea să fac una ca asta tatălui meu? Îl iubesc atât de mult, mai bine aș muri decât să-L supăr. E respect care vine din iubire adevărată. Nu e vorba de frică, mi-e frică de Dumnezeu și de aia l-ascult. Dacă vă e frică atât de tare câteodată, păi aduce și o jertfă. Cine știe, aduceți un bivol, ceva, să-L îmbunăm, să nu se supere. Când vede sângele, poate îi trece supărarea. Noi nu avem un Dumnezeu din ăla. Dumnezeul nostru, Dumnezeu bun, plin de bunătate, îndelung răbdător. Trecem mai departe. Te pregătești foarte bine pentru un examen, te rogi la Dumnezeu și când îți dă rezultatul, ai pierdut. De ce? Păi cred că la prima întrebare am răspuns și la a treia, când am vorbit de la a doua, de Haiti, cred că am dat răspunsul și aici. Se prea poate să te pregătești bine pentru examen, să te rogi și Dumnezeu să aibă alt plan pentru tine. Când zici facă-se voia ta, după ce ți-ai făcut partea ta, lași și pe Dumnezeu să-și facă partea Lui. Nu trebuie să te bași tu să-i faci partea Lui, să-i spui Lui ce să facă, că poate nu știe. Lași pe Dumnezeu și spui încrederea în El chiar dacă nu înțelegi. Punctul 2. Dacă Dumnezeu este centrul vieții tale, examenul cade pe locul 11 sau 12. Nu? Eu știu că e ușor de zis. Dar credința nu e atunci când înțelegi lucrurile, ci atunci când nu înțelegi. Vreau să ne ocupăm puțin de rugăciunea de mijlocire. Care este rostul rugăciunii de mijlocire? O să vă citesc un paragraf, după care explicăm puțin. Ascultați cu atenție ce e aici. Rugăciunea este canalul prin care puterea lui Dumnezeu este primită. Noi suntem o armată de mijlocitori. Ce suntem noi? O armată de mijlocitori în slujba lui Dumnezeu pentru salvarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, vindecarea și scăparea oamenilor. Care e rostul nostru, fraților? Ok, trecem mai departe. Fiecare, ascultați cu mare atenție, e un paragraf extraordinar de puternic, care se oferă în serviciul lui Dumnezeu fără rezervă. Vreau să repet cuvintele astea două. Fără rezervă. Primește putere nemăsurată pentru a obține rezultate nemăsurate. Pentru ce? Pentru a lucra pentru cei din jur, nu pentru El însuși. Vreau să vă spun, Iisus n-a venit pentru El. Dacă era să vină pentru El, nu venea. Stătea acolo. Iisus a venit să salveze pe cei care erau pierduți. Deci, fiecare care se oferă fără rezervă în serviciul lui Dumnezeu, primește putere fără măsură pentru a obține rezultate fără măsură. Puteți să vă imaginați vreodată cuvântul ăsta, rezultate fără măsură. Wow! Rezultate fără măsură. N-am ajuns acolo, nu-i așa? Pentru a lucra pentru salvarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și acum un lucru așa care nu o să vă placă prea mult, dar e ok. Dacă ne supărăm, noi nu trebuie să ne supărăm, că noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu? Iar nu mai găsesc cursorul.
frate. Ok, l-am găsit. Auziți. Noi nu suntem aici să cântăm cântece, să ascultăm predici și să discutăm subiecte religioase. Să plătim zecime și să așteptăm pe Iisus să vină să ne salveze pe noi. Noi suntem chemați să fim o preoție aleasă, lucrând pentru salvarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aceia care lucrează pentru alții, cum a făcut Iisus, sunt cei care vor fi mântuiți. Nu spune că e păcat să ascultăm o predică sau să dăm zecime, că e păcat să mergem la adunare. Dar spune că asta nu e singura noastră ocupație. Am fost chemați aici, mergem la adunare, suntem binecuvântați, vai ce frumos a fost frate, noi ce maca și gata. Avem o slujbă, avem o chemare, avem o lucrare. Ce sunt toate astea? Rugăciune de mijlocire. Mai citesc unul și mă opresc, după aceea explicăm. Review and Herald, august 28, 1888, pagina 11. Alege încă un suflet, roagă-te pentru el. Și încă un suflet, roagă-te pentru el. Prin rugăciune zilnică, cu statornicie, fără oprire înaintea lui Dumnezeu, prezintă suflet după suflet în rugăciune sinceră, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune cum să lucrezi pentru ei și să poată lucra împreună cu tine pentru salvarea lor. Nu e frumos? Acum vreau să vă spun, să trec puțin la explicare. În rugăciunea de mijlocire, cineva poate să zică, bine, dacă nu te rogi, Dumnezeu nu lucrează pentru ei. Ba da, Dumnezeu lucrează pentru ei, numai că lucrează doar El. Pentru că Iisus însuși spune, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine, îi spune lui Petru, pentru voi. În concluzie, ce făcea Iisus? Ce era aia? Rugăciune de mijlocire. Și noi avem un mare preot care face mijlocire pentru noi și care are milă de noi. Nu este ca cei de pe pământ care nu ne înțeleg. Deci este mijlocire. Vreau să spun că rugăciunea de mijlocire face câteva lucruri. Primul lucru, ne pune pe noi la dispoziția lui Dumnezeu să ne deschidem, să vedem ce vrea El de la noi în lucrarea pentru salvarea altora. În al doilea rând, îi dă ocazia lui Dumnezeu să lucreze, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și nu poate să forțeze pe nimeni. Și când un om zice nu, dacă Dumnezeu ar forța, Satan ar zice, pe atunci mă bag și eu. Așa, în cuvinte simple de justiție universală, când tu te rogi, îi dai ocazia lui Dumnezeu să mai lucreze unde nu mai putea lucra. De aceea trebuie rugăciunea de mijlocire să fie zilnică. Te rogi totdeauna, niciodată nu renunți. Am cunoscut o bătrână într-una din bisericile mele care mi-a tot zis, m-am rugat de 20, de 30 de ani, de 40 de ani pentru copilul meu și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Ce să fac? Răspunsul a fost simplu. Continuă. Păi până când? Până mori. Nici o zi să nu te oprești. Nici o zi. Pune-L înainte lui Dumnezeu în fiecare zi. Roagă-te să facă Dumnezeu orice ar fi, numai să salveze. Chiar așa orice, chiar așa orice. Cum? Chiar orice? Chiar orice. Păi și dacă îl costă viața? Mai bine viața asta decât veșnică, nu? A rămas așa puțin blocată și că bine, frate pastor, să mă rog. S-a rugat săraca și a murit. Și băiatul nu s-a întors. La mormântare a venit și el la mormântare. După predică a venit la mine plângând, vreau să mă botezați. La revenire, bătrâna o să aibă două surprize. Una, că merge în cer, că nimeni nu merită cerul, nu? O zică, ce caut eu aici, Doamne, ce milos ești cu mine? Și a doua, aoleu, ce cauți tu aici? Nu? Dumnezeu răspunde și face tot ce e cu putință. Probabil că a trebuit să moară bătrâna săraca ca să fie salvat băiatul ei. Un al doilea exemplu. Băiatul meu al mare, Gabriel, într-un timp așa l-a apucat nebunia și n-a mai vrut să audă Dumnezeu de biserică. Ce, băi, tată, nu mă droghez, nu fumez. Dar zice, sunt și eu tânăr, vreau și eu să mă distrez. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea, dar l-am spus-o la tineri. Vreau și eu să mă distrez, am și eu 20 de ani. Acum mă distrez, nu că noi fi ca tine de 4 ani. Băi, zic, termină-te, mă, că eu nu sunt bătrân. În sfârșit. Și băiatul n-a mai mers la adunare. N-a mai mers săptămâna asta, n-a mai mers săptămâna viitoare, după 3 luni, după... Îl tot sunam, vină, domnule, la adunare. Nu merg. Te mai rogi? Îl iubesc pe Dumnezeu fără să mă rog. Și El știe că îl iubește și mă iubește și El pe mine. Dumnezeu e bun, nu mă pedepsește El pe mine. După un timp îi dau telefon, sâmbătă, unde ești mai acum? Sunt cu barca pe lac. Păi lasă-mă-i lacul, te poți duce și duminică. Nu, duminică mi-învăț. De aceea sâmbătă nu pot să-mi învăț pentru școală și ce mai bine mă duc pe lac. Te dai seama ce viziune. Și după numai o jumătate de oră primesc telefon de la colegul lui care era cu el pe lac. Zice, este la spital, a căzut de pe schiuri, îl trăgea cu barca pe schiuri și a venit schiul și a dat în ureche și a luat urechea cu totul și am pescuit-o de pe apă și acum era spital să-i coase urechea. Ce e plin de sânge. Și ce putea să lovească puțin mai în spatele urechii și să-l omoare pe loc. I-a luat numai urechea. Și dau telefon și zic, ți-au pus-o la loc, măi? Mi-au pus-o la loc. Ți-a atins domnul urechea cu palma? Și zic, ți-a vindecat-o la loc, ca servului eluia.
Zic, ăsta e numai un semn de atenție. Du-te, măi, la adunare, lasă prostiile, măi. Și da, dar îmi pierd fericirea. Zic, nu, măi, altfel ți-o pierzi, așa nu ți-o pierzi. Dumnezeu nu ți-a fericirea. Uite, eu mă duc la biserică și sunt fericit. Zic, dar tu când ai fost tânăr, ce ai făcut? Păi zic, n-am făcut mai nărozic ca tine, du-te la biserică, eu m-am dus tot timpul. Peste câteva luni, zice, gata, acum mă duc, mă îndrept. După ce s-a vindecat urechea, s-a vindecat și dorința de a se mai duce la adunare. S-a uitat, s-a răzgândit. Se duce băiatul din nou și a început puțin să și... Zice, doar o bere, că doar nu contează o bere, nu? Te mai rogi? Nu mă rog, n-am timp să mă rog și n-are rost, că dacă mă rog trebuie să mă schimb și n-am de gând să mă schimb încă. Măcar era sincer, că unii dintre noi tac din gură, dar el spune aici, îți dai seama, dacă mă duc la rugăciune, trebuie să mă schimb și eu nu vreau să mă schimb, așa că nu mă duc la rugăciune. Te duci la biserică? Nu mă duc. Studiez? Nu studiez. Și am început să mă rog pentru el cu soția, ne rugam într-un mod extraordinar, ne rugam zi și noapte, tot timpul ne rugam și pe drum conduceam mașină și ne rugam. Și la un moment dat îmi dă telefon și spune, tati, eram pe drum, veneam spre casă și am adormit la volan și conduceam cu vreo 80 ceva de maile pe oră, aia în jur de 150 la oră, așa, 140-150, și am adormit la volan și când am deschis ochi, era să dau într-un stâlp de beton care ține podul. Am tras de volan, s-a dus mașina învârtindu-se 300 de feet și a sărit într-un nou prăpastie, cam așa o vale de pe drum care cobora 27 de feet. Asta e împărțit la 3, cât vine? Cine știe geografie? 9. Vreo 9 metri cădere liberă în noroi. S-a scufundat mașina în noroi până la mijlocul geamurilor. Și zic, ce ai făcut, măi? Păi ce să fac? N-am deschis geamul să nu intre noroiul și în mașină, că era destul pe din afară. Și ce ai făcut după aceea? Păi am dat telefon de pe celular și am stat aici vreo 6 ore până a venit cu o macara să mă scoată. Ce m-au tras cu macaraua și zice, mașina merge așa, cum merge, dar merge. Și zic, măi, puteai să mori acum, ți-a salvat Domnul viața. Ce, gata, mă întorc cu totul, Dumnezeu mă iubește, a fost milos cu mine, mă întorc cu totul. Păi ce a reparat mașina, ce credeți că a făcut? Să vă explic sau știți? La fel. Dumnezeu este îndurător, este plin de răbdare. Peste câteva luni îmi dă telefon și că, măi, uite ce am făcut. Am adormit la volan și am dat în 4 mașini, am făcut praf, nu-i ajungea una. Pam, 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 una după alta, le-a luat ușile la toate și aripile. Distrus 4 mașini. Zic, uite că îți repar tu mașinile, eu nu ți le mai repar. Să plătești tu acum asigurarea, că eu nu ți-o mai plătesc. Gata, acum mă pocăiesc, dacă Domnul mă ajută să rezolv asta, că n-am de unde să o plătesc, dacă mă ajută, nu mai fac în viața mea. Și am spus, Gabi, să ții minte. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu a luat numai puțin mâna. Dumnezeu nu te lovește. Satana vrea să te distrugă. A luat numai puțin mâna să vezi cum e fără el. Și cu măsură a ținut acolo, numai că puțin mai departe. Și a zis, atât. Dar când te depărtezi de el și Dumnezeu își ia mâna de tot, ești dus. Zice, gata, tati, mă întorc. După câteva luni, ce crezi că s-a întâmplat? Mai rău. Nici nu mai răspundea la telefon, că îl mustra conștiința, că știa ce îi spun. Într-o zi, în loc să se ducă sâmbătă la adunare, băiatul se duce cu four-wheeler-ul pe munte. Știți ce este four-wheeler-ul? O motocicletă cu 4 roți, din aia de teren. Cum? ATV, ATV, da. All Terrain Vehicle. Se numește vehicul pentru orice fel de teren. ATV-ul. Și băiatul se duce pe munte și colegii, cu minte mai normală la cap, zice, băi, stai prea abrupt, nu urcăm aici. Dar el mai curajos așa, zice, eu urc și pe aici. Se dă înapoi, ziu, și ia în sus pe munte. A fost atât de abrupt că motocicleta se întoarce peste el și îi prinde capul între motor și stâncă. Și ia partea dreaptă a capului, o zdrobește. Bucăți de os pe stâncă, bucate de os ieșită prin ochi și așa mai departe. L-au dus la spital, mi-a dat telefon colegului, zice, e în comă, vorbesc cu doctorul, zice, cred că 2 ore mai are, n-avem ce să-i facem. Acum eu cu Dana fac o paranteză. Am ajuns la un moment dat așa de disperat, începusem să albim, mă durea stomacul și inima numai când mă gândeam la ce face băiatul meu. Și el îmi spunea, dar n-am făcut nimic grav, doar nu mă droghez. Nu omor pe nimeni, nu fur nimic, doar așa că nu vreau să mă rog. Pe mine mă durea faptul că el n-are o relație cu Dumnezeu, știam în ce pericol este. Și am început să ne rugăm cam în felul ăsta, Doamne, zilnic, cât o-i trăi, o să mijlocesc pentru copilul meu, fă indiferent ce ai de făcut. Orice metodă, nu mai întoarce-l înapoi. E o rugăciune grea pentru un părinte să zică orice metodă. E puțin cam mult orice metodă, nu? Parcă aici, Doamne, fii blând cu metodele. În clipa aia, soția mea, când ne-a spus vestea, săraca s-a dus, nu mai știa nici să vorbească. Aoleu, ne moare copilul, aoleu. Am avut pace, am primit o pace la Dumnezeu în inimă și am zis,
N-a murit până acum, n-a murit. Eu cred că e răspuns la rugăciunea aia. Folosește, Doamne, fă orice ar fi. Nu mai scapă-l. Și zic, ai încredere în Dumnezeu. Ne-am suit în mașină și am coborât 12 ore din Wisconsin în Tennessee. Am condus 9 prea de kg la benzină. Când am ajuns acolo, mă duc și vorbesc cu doctorul și doctorul zice, Doamne, noi nu înțelegem chestia asta. E o chestie care nu o putem explica. Osul nu mai e pe creier. I-am făcut scan, CAT scan se numește, când te bagă într-un aparat mare, mare, cât o cameră rotund, și te bagă în el și te scanează milimetru cu milimetru. Și, Doamne, creierul nu e atins, nu are nimic. Am crezut că moare, pe aceea am crezut, poate fi paralizat, poate rămâne vegetală, cum zic ei. Adică așa, să nu știe de el pe legumă. Poate rămâne paralizat, poate rămâne fără minte. Doamne, nu are nimic. Creierul nu i-a atins. Apropo, când a ieșit din operație, era tot bandaj, nu se mai vedea decât puțin din față. Și zic, băi, n-ai niciun fel de atinsătură pe creier. Și zice, vai, ce bine, păi zici, de ce? Nu știu de ce. Păi dacă n-ai creier, ce era să se lovească? Încerca și el să râdă, făcea, nu mă face să râd că mă doare. Și în sfârșit discut cu ei și spun, s-ar putea să rămână desfigurat toată viața și orb. S-au dus după aceea, a făcut scan și la ochi, au scos bucățile și au zis, dom'le, ochiul e distrus de jur împrejur, dar retina, pupila, cristalinul, toate astea nu sunt atinse. Are vedere 20-20, cum zic ei, vedere perfectă. În rest se repară la operație. I-au făcut operații la ochi, i-au făcut operații la față, 5 operații, au pus 4 plăci de titanium aici, au făcut pe computer, cum e fața aici, au copiat-o și aici, au pus aici, au pus aici, au pus aici și au pus pe aici. Șurubele, dacă pui mâna, le simți toate pe aici. V-ați văzut poza cu el? V-am arătat-o acum câteva seri. Te uiți de aproape așa și nu vezi absolut nimic, nici măcar o cicatrice, niciun semn. Bineînțeles că ne-am pomenit cu un bil de plată că o să plătim toată viața, în sfârșit. Știți ce e la bil, nu? Factură. Așa. După ce a plătit asigurarea partei, ne-a mai rămas și nouă o parte mai mare decât casa. Exagerez puțin. Și băiatul zice, tati, ce nu înțeleg de ce Dumnezeu a avut milă cu mine din nou. Dacă m-a scăpat din situația asta, cine știe cât de mult mă iubește și ce plan are el cu mine. Și fiind acolo în spital, a început să plângă. Dar se rupea în plâns, nu mai putea de plâns. Și zice, mai bine mor decât să nu urmez pe Dumnezeu. Din clipa asta s-a terminat. Și fratele, asta s-a întâmplat în aprilie. Niciodată. N-a lipsit de adunare, îmi spune în fiecare dimineață, uite, m-am rugat dimineața, m-am trezit pe la 5, m-am rugat și am început să simt că Dumnezeu merge cu mine. Și am început să am și eu experiențe. Ca de exemplu, aici eram în România și n-am prins trenul respectiv. Și m-am supărat, de ce nu-l prind? Și m-am rugat și am avut pace, când Dumnezeu a spus să nu-l prinzi. Și a zis, bine, dacă nu-l prinde în trenul ăsta și n-ajunge pentru trenul următor, pierdem actele care ne așteptau la primărie să facem actele cu tare, iar mâine nu pot să mai mă duc la primărie, că mâine am avionul să plec în America. Pierd totul. Și zice, Doamne, ajută-mă. Și zice, degeaba, tot n-am prins trenul. Când mă duc la trenul următor, ne spune, nu circulă niciun tren până diseară la 7, trenul înainte a deraiat, înainte de Craiova. Și zice, Doamne, îți mulțumesc că nu l-am prins. Și până la urmă s-a rezolvat și actele, a prins și avionul și tot. A început băiatul să facă experiențe, pași cu Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire. Niciodată să nu te oprești. Asta e rostul nostru, să ne rugăm pentru alții. Aud oameni care încearcă să-i convertească pe ceilalți. Te-ai rugat, mă frate, pentru el. Dacă nu te-ai rugat, lasă-i în pace. Înainte de a lucra pentru ei, trebuie să iubești și să te rogi pentru ei și apoi să lucrezi pentru ei. Cred că am vorbit puțin cam mult aici despre rugăciune. Probabil că ar trebui să ne oprim. Așa cum spunea fratele Mihai, pastorul nostru, întâlnirile noastre au trei părți. Prima parte răspunde la întrebări, a doua parte despre rugăciune. A treia parte vorbim despre cele 10 promisiuni. Mulțumesc! În sfârșit, cineva a zis cum îmi place mie, cele 10 promisiuni. Mulțumim! Aseară n-am reușit să discutăm decât pe a treia. Acum o să încercăm să o atingem pe a patra și pe a cincea dacă ne ajută timpul. O doamnă din Hawaii, care mergea la o anumită biserică și avea ceva tradiții locale, care nu mi-amintesc acum cum se numesc, dar pe lângă faptul că mergea la o biserică creștină, nu sunt sigur ce fel de biserică creștină, să-i fost, nu știu, baptist, ortodox, penticostal, presbiterian, metodist, nu știu, dar pe lângă faptul că mergea la o biserică creștină, dânsa avea ceva rude în familie care, din moș strămoș, aveau și ceva legături cu credința băștinașă, care avea legătură cu spiritele și cu anumite chestii, cu fum, cu tobe, cu minuni, nu știu să explic, în sfârșit. Dânsa are un vis și în visul respectiv spune, am visat în fiecare zi pentru câteva săptămâni, adu-ți aminte să sfințești
ziua sabatului. La care dânsa zice, păi o sfințesc de când sunt mic, o sfințesc. Ce să-mi aduc aminte? După câtva timp, a început să se întrebe, de ce continui să visez acest vis dacă eu sunt în regulă? Vreau să mă opresc aici, înainte de a povesti ce s-a întâmplat mai departe. Cunosc pe doamna aceea personal, s-a mutat în America pentru ultimii ani din viață, a murit nu de mult în urmă, 104 ani. Adu-ți aminte, o să luăm să citim în Biblie, în Exodul capitolul 20, versetul 8 la 11. Dacă aveți Biblia, vreau să deschideți împreună cu mine. Ați găsit? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci tot lucrul tău, dar în ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul, nici tu, așa mai, nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerului, pământul, marea, tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o. Cuvântul adu-ți aminte, în ebraică, nu este cuvântul de a... Se traduce în două feluri. Nu este cuvântul de a memoriza ceva. Unul zice, în traducere, nu cumva să uiți. Probabil că Dumnezeu nu i-ar spus oamenilor să uite dacă știa că nu uită. Eu nu spun copilor meu să mănânce, că știu că mănâncă totdeauna și dacă nu-i pun eu, mănâncă tot timpul, ca niște lupi. Le spun să-și facă lecțiile, că lecțiile uită să le facă. Mă înțelegeți? Probabil că Dumnezeu nu le-ar fi spus nu uita dacă știa că nu uită. Știa că o să uite, de aia le-a spus. Dar se mai traduce într-un fel, și anume, când sculptezi cu dalta și ciocanul, nu când scrii, print, cum zic englezii, când tipărești și scrisul e în tuș sau în cerneală, ci când sculptezi, de scrisul este gravat, mă înțelegeți? Este în adâncime, gravat, în piatră, așa se traduce cuvântul ăsta. Sculptează în mintea ta, să nu poată fi șters. Așa se traduce în ebraică. Să gravezi în mintea ta, ca nu cumva să uiți. Să gravezi în mintea ta lucrul acesta. Gravează în mintea ta ziua de odihnă, soții sfântă. Vreau să trec așa repede, puțin peste câteva elemente pe care le știm esențiale. Deci că în 6 zile Dumnezeu a creat cerul, marea, pământul, toate care sunt pe ele, deci face referință înapoi la creațiune. Și vreau să mă întorc puțin la creațiune. La creațiune și să prindem aici un lucru foarte ciudat pe care nu știu dacă l-ați înțeles, dacă l-ați înțeles, prăiți de lor. Dacă nu, îl înțelegem acum. Dumnezeu la creațiune a creat în ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia. Ce a creat în ziua a șasea mai la sfârșit? Omul, nu-i așa? Și după ce l-a creat pe om, ce urmează? Se termină săptămâna creațiunii și începe sabatul. Și Dumnezeu ce face aici? S-a uitat, toate erau bune, a terminat creațiunea și s-a odihnit. Acum, Dumnezeu nu are nevoie de odihnă, din câte știu eu, că Dumnezeu nu obosește. Probabil că a făcut-o cu un scop, care o discutăm de el în seara asta. Dumnezeu s-a odihnit. A sfințit-o și a binecuvântat-o. Ce înseamnă a binecuvântat, ce înseamnă a sfințit? O să discutăm puțin despre toate astea. Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Dumnezeu vine cu binecuvântări și o pune deoparte. Sfințit acolo înseamnă pus deoparte, separat, pentru un scop sfânt. Nu te atingi de ea, nu e a ta. E pusă deoparte. Asta așa, sale tale, asta e al lui Dumnezeu. Nu cumva să o iei că fur de la Dumnezeu. Asta nu e a ta. A pus-o deoparte. În sfârșit, vreau să tratez altceva. Când a fost creat omul, întâi a lucrat și apoi s-a odihnit, sau întâi s-a odihnit și apoi a lucrat. Nu știu cum că la noi, în concepția umană, noi nu mâncăm până nu e foame și nu ne odihnim până nu suntem obosiți. Întâi muncim și după aceea mâncăm și ne odihnim. La Dumnezeu, odihna vine întâi și apoi încep săptămâna muncii. Într-un cuvânt, lăsați-mă să vă traduc așa în cuvintele mele. Niciodată nu o să ai succes în munca ta și în săptămâna ta dacă nu pornești întâi cu odihnă spirituală și fizică și emoțională, până nu petrești timp cu Dumnezeu. Cum vrei tu să dai ceva dacă nu ți-ai încărcat bateriile, dacă ești gol? Ca dimineața, Iisus în fiecare dimineață se trezea mai devreme și pornea ziua cu rugăciune. De ce? Cum poți să faci treabă bună dacă tu n-ai pornit cu Dumnezeu? Sabatul nu vine după săptămână. Începi în ziua a șasea, întâi sabatul și apoi săptămâna. Întâi te odihnești, întâi te încarci cu prezența lui Dumnezeu și după ce ești plin de prezența lui Dumnezeu, acum te duci la muncă și ai succes. Nu știu dacă m-ați înțeles. Vreau să începem așa puțin, să intrăm în subiect, puțin mai mult.
Dumnezeu s-a odihnit de tot ce făcuse. De aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o. Și a spus omului să o sfințești. Cum poți să sfințești un lucru care este deja sfânt? Nu? Să sfințim numele Domnului, să sfințim sabatul. Păi dacă Dumnezeu a sfințit-o, eu un om păcătos, cum pot să o mai sfințesc? Păi e deja sfântă. Cuvântul de acolo nu este hagios, a sfinții. Hagiazo, care înseamnă să o sfințești în viața ta. E sfântă. E deja sfântă. Stai liniștit, nu trebuie să o sfințești tu. Sfințește-o în viața ta. Trecem puțin mai departe, încercăm așa să le facem pe amândouă în seara asta. Când zice că Dumnezeu a dat omului să o sfințească, să se odihnească în ea, în ebraică zice cadou. I-a dat-o omului ca un cadou, ca un gift, cum zice, i-a dat-o ca un cadou. Este cadoul lui Dumnezeu, este, cum se zice, ziua de naștere. Când eram așa mai mic, părinții mei nu au făcut niciodată o zi de naștere, că ziceau, ăsta e lucru păgân, nu facem ziua de naștere. Și pe mie mi-era cam ciudă, pentru că toți prietenii mei, când era ziua lor de naștere, părinții le făceau tort și ai mei nu făceau tort. Și nu mă interesa în ce zi, dar să facă tort! Și am zis, tata, băi, dar cam an, când e ziua mea de naștere? Și tata zice, ziua ta de naștere e sâmbătă. Cum mă, că eu nu m-am născut sâmbătă, m-am născut într-o miercuri la 5:20. Zice, stai să-ți explic. Ziua ta de naștere nu vine o dată pe an, vine săptămânal. Și am stat, zic, stai puțin să ne gândim. Zice, în fiecare săptămână, toată săptămâna alerg, n-am timp de nimic. Zice, sâmbătă, când vine sâmbăta, la începutul sabatului, maică-ta face prăjituri în fiecare săptămână. Nu-i așa? Zic, așa este. Și face și tort, așa este, face mâncare bună, așa e, voi îmbrăcați în hainele cele mai bune, așa e, mergem la biserică împreună, ne închinăm, așa e, după biserică ce facem? Păi mergem prin parc și ne plimbăm și stăm de vorbă și vă spun povești, așa e, îți place? Da, îmi place. După aceea ce facem? Păi mergem la adunare, după adunare ce facem? Mergem acasă și ne jucăm. Ok, în ce zi din săptămână fac eu treaba asta cu voi? În niciuna, că ești ocupat, mergi la servici. Ok, aia e ziua ta. M-ați înțeles? În sistemul iudaic, dacă vorbiți cu evrei, până în zi de azi, deși sabatul n-a fost dat evreilor, pentru că Adam săracul nu era evreu. E primul om creat, a fost tot ce vrei, și român și tot ce vrei, că din el se trag toți. Dar în sistemul iudaic, evreii consideră sabatul ca cea mai frumoasă zi. Și o fac așa încât copiilor de-abia să o aștepte. Să zic, ah, când vine odată sabatul? Nu cum erau unii copii, mi-amintesc că eu aveam colegi și prieteni pe la adunare, care când venea sabatul erau tot cu ochii pe ceas. Aoleu, când mai e până la apus soarelui? Aoleu, n-avea voie să zâmbească, trebuia să stea serios ca măgari, așa, ca un piept și niciun zâmbet. Pentru că era păcat. Nici cum, să nu te gândești să zâmbești. În sabat trebuie să fii trist. Păi eu am înțeles că sabatul trebuie să fie o desfătare, să fie bucuria ta. Te întâlnești cu Dumnezeu. Era sărbătoare în Israel când era sabat. Dumnezeu nu-ți cere să fii trist, Dumnezeu îți cere să te bucuri. Bineînțeles că ai grijă ce fel de bucurie, nu? Ideea este că urau sabatul și biserica. Îngeau la adunare, aoleo, când treci odată. În sistemul iudaic, sabatul este ziua cea mai binecuvântată, în care copiii știu că mănâncă cea mai bună mâncare, se îmbracă în cele mai frumoase haine, părinții au timp de ei, stau de vorbă cu ei, se plimbă cu ei, se joacă cu ei. Auziți dumneavoastră, cum soții sfântă? Deci acolo am zis să-ți amintești de ea, adică să o gravezi în mintea ta. Dar hai să vedem, cum putem noi să o ținem sfântă? În primul rând, de ce să o ținem? Păi, frații mei, discutam cu cineva și spunea, nu contează ce zi, ții una, ca să te odihnești. Păi dacă eu când m-am împrietenit cu Dana, m-aș fi dus în orice zi, aici ne întâlnim joi la ora 2 la ruinele romane. Și eu m-aș fi dus, da, domnule, eu sunt punctual și țin la tine, vin, dar vin marți la ora 2. Să alegea praful de prietenia noastră. Nu numai cu Dana, unde vreau să am o relație serioasă, adică o căsătorie pe viață, nu numai pe un an. Cu șeful meu. Dacă șeful meu mă cheamă marți la birou, Goia, la ora 8 dimineața ești la mine. Și eu zic, gata, domnule, am înțeles și mă duc vineri. Păi m-am servit, ce credeți? Nu știu cum ne permitem noi cu Dumnezeu. Nu? În sfârșit, în Psalm 99 spune că Dumnezeu locuiește între heruvim și Dumnezeu este sfânt. Asta este, dacă vreți, deschideți și citiți. Vreau să citesc versetul următor, unde ajung, în Psalmul 11:4, acolo vreau să ajung. Auziți, în Psalmul 11:4, ok, ați găsit? Ați găsit? Așteptați-mă și după mine. Ok, am ajuns, am trecut prea mult. Gata, am ajuns acolo. 11:4. Domnul este unde? Încă o dată, unde e Domnul?
Ok. Primul verset a spus că Domnul este sfânt. Și acum spune că Domnul este în templu, care cum este templu? Mă vreau să vă pun o întrebare. Dacă Domnul n-ar fi în templu, ar fi templu sfânt? Moise s-a plimbat 40 de ani prin pustia aia, prin aceleași locuri. Și într-o zi vede un rug care ardea și nu se termina de ars. Și când se duce mai aproape, ce îi spune vocea de acolo? Scoateți încălțămintea din picioare, că pământul pe care calci este un pământ sfânt. Vreau să vă întreb, credeți că era pământul ăla sfânt? Am fost și eu pe acolo. Și nu era nimic sfânt, vă rog să mă credeți. Pietre uscate, nimic. Și mărăcini uscați. Nimic verde, nimic sfânt. Ce făcea locul acela să fie sfânt? Prezența lui Dumnezeu face templu sfânt. Prezența lui Dumnezeu, când se coboară, templul ăla de pietre care n-au nicio valoare, dintr-o dată devine sfânt. Frații mei, cum poți să sfințești sabatul? Ziua sabatului nu e o zi deosebită. Așteptați, nu vă supărați acum, fratele ăsta zice erezii. În sine n-are 25 de ore, are tot 24. Ce face ziua aceea să fie deosebită? E ziua lui Dumnezeu în care El vine cu prezența Lui și îți dă o întâlnire și spune 6 zile sale tale. Ziua asta e ziua mea în care vreau să petrec timp cu tine. Dacă mă iubești, dacă vrei să-ți petreci veșnicia cu mine, stai o zi cu mine. O zi în care avem părtășie. O zi în care eu și cu tine petrecem timp de calitate și ne cunoaștem unul pe altul. Vreau să vă citesc un paragraf. Ceea ce face un lucru sfânt este prezența lui Dumnezeu. Nimic altceva nu poate să sfințească. Stând în prezența lui Dumnezeu, vom deveni din ce în ce mai sfinți, schimbați în imaginea și în chipul Lui. Îmi traduc din engleză. Stând în prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că unii oameni spun așa, că sabatul e sfânt pentru că nu lucrezi în sabat. Păi dacă iei pe Eleneș, care nu lucrează nicio zi, la ei toate zilele sunt sfinte, probabil. Le sfințesc pe toate. Sabatul nu e sfânt pentru că nu lucrezi, că nici fariseii nu lucrau. Sabatul e sfânt pentru că vine Domnul acolo. Poți să nu lucrezi duminica sau lunea sau marțea sau joia. Nu înseamnă că le sfințești sau vinerea sau chiar sâmbătă. Nu înseamnă că nu o sfințești pentru că nu te duci la lucru. La un moment dat Iisus a lucrat sâmbătă, în sensul că a venit la el un paralitic sau a venit la el un orb sau a venit la el, vă amintiți? Și Iisus i-a vindecat și fariseul, băi, de ce faci vindecări în sabat? Că asta nu e un accident, a dat mașina în el și moare, hai repede să-l vindecăm. Asta a fost bolnav 40 de ani, poate să mă aștepte o zi. De fapt, Iisus a făcut câte minuni în sabat? Câte? Nu, a făcut câteva, un număr clar. 7. Toate 7 au fost cazuri cronice, niciuna dintre ele n-a fost ceva așa, o urgență. Toate au fost cazuri care putea să mă aștepte o zi. Dar Iisus a considerat că sabatul este pentru a ajuta. Vreau să trec puțin mai departe. Zice, în Exodul 31 cu 13, să deschidem Biblia să-l citim, că e mai bine așa. L-ați găsit? Vorbește copilul lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, că aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care vă știți că eu sunt Domnul care vă spune stare. Care vă sfințesc. Să vă spun cum spune în ebraică. Ascultați acum traducerea. Ascultați cu atenție. Țineți sabatele mele. Aceasta va fi un semn prin care veți vedea că eu, Domnul, vă sfințesc. O altă traducere. Un semn în felul acesta. Deci, ăsta va fi un semn că prin felul acesta, eu, Domnul, vă sfințesc. Cum ne sfințește Domnul? Prin prezența Lui. Frații mei, vreau să fac aici o paranteză scurtă să spun. Ați ajuns sfinți? Cine a ajuns să ridice mâna? De ce ne chinuim noi o viață întreagă să ajungem la neprihănire și sfințenie și nu reușim? N-am înțeles niciodată textul acesta. Că, de fapt, ăsta e scopul sabatului. E moda, metoda, procedura prin care Dumnezeu ne sfințește. Numai așa putem să ajungem la sfințire și neprihănire. Pentru că Dumnezeu, odată pe săptămână, lasă totul la o parte și Dumnezeu e ocupat, nu numai dumneavoastră. Nu uitați că e creator și care de grijă pentru atâți. Lasă totul la o parte și a timp de relație. Ca stând în prezența Lui, noi să căpătăm nu numai o odihnă fizică, care de multe ori nu avem, nu numai o odihnă și vindecare emoțională, pe care ne luptăm din greu să o căpătăm și nu o căpătăm, numai o odihnă spirituală,
și fizică și psihologică și așa mai departe, dar să fim sfințiți. Ținând sabatul, pentru că te întâlnești cu Dumnezeu și petrești timp în prezența Lui, fără să faci niciun efort, ești sfințit, ești schimbat din ce în ce mai mult în chipul și asemănarea Lui, prin sabat. Ne întoarcem înapoi la povestea noastră cu Cristiana din Hawaii. Și Cristiana a visat tot timpul să ții sabatul, să amintești, remember, amintește-ți de ziua sabatului să ții sfântă. Zice, măi, dar eu țin sabatul. Dar ce contează care zi? Și se duce la preot și întreabă pe preotul ei, de la biserica protestantă. Zice, care zi e sabatul, că tot am visul ăsta? Ce, vrei să fiu sincer cu tine? După Biblie e sâmbăta. Dar ce, nu contează care zi? Se duce acasă și vorbește cu bărbatul ei, ce, nu contează care zi? Și bărbatul ei zice la ea, zice, femeie neînțeleaptă. Păi dacă a zis Eva la fel ca tine, nu contează care pom, uite cât suferim toți. Nu era mai bine să asculte, să ia din pomul care trebuie și să nu ia din care nu trebuie? De ce comentezi tu cu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu zice așa, lasă așa. Frații mei, de unde știm care zi? Păi să vă dau un exemplu foarte simplu. În Israel, Dumnezeu făcea zilnic minuni. De exemplu, în fiecare zi cădea mana. În fiecare zi o culegeau și dacă vreau să ținem pentru a doua zi, ce se întâmpla? Se strica. Vinerea, ce se întâmpla? Dădea mană dublă. Asta e a treia minune pe săptămână. Vinerea ei culegeau dublu și dacă o țineau, ce se întâmpla? Nu se strica, a patra. Sâmbăta, nu cădea mană. Nu e așa? Am dreptate. Înmulțit cu câte săptămâni sunt într-o lună, sau așa, înmulțit cu câte luni sunt într-un an, înmulțit cu 40 de ani, eu am ajuns așa și am făcut o socoteală, dacă am greșit, vă rog să mă corectați, nicio problemă, nu mă supăr, 6240 de minuni. Eu cred că n-a existat niciun izraelit care să meargă, să se scalpine în cap, aoleu, care o fi sâmbăta. Cred că era foarte clar, nu? Care o fi sâmbăta? Dom'le, căci că în fiecare zi să culegi, vinerea culegi o măsură dublă, sâmbăta, spune textul, să nu iasă cumva să calce sabatul meu, să culeagă. Vineri fierbe și aveți de fiert, coace și aveți de copt, sâmbăta să nu ieșiți. Și bă, care o fi sâmbăta? Hai să ne gândim. Păi era simplu, nu cade mana. Săptămâna de săptămână, 40 de ani. Și noi aici încă nu știm, păi duceți-vă și întrebați-i, că ei știu. Auziți ce zice acolo? Exodul 16, de la versetul 4 înainte vorbește despre mană, la versetul 21, 16 cu 21, Exodul 16 cu 21, în ziua 7 au strâns hrană în doi și anume doi omeri de fiecare. În ziua 6, am greșit, îmi cer scuze, versetul 21, am greșit. Deci în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană. Când căldura soarelui se topea. În ziua a șasea au strâns hrană dublă, toți fruntașii au venit și au spus lui Moise lucrul acesta și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coace ce aveți de copt, fierbe ce aveți de fier, păstrați până ziua următoare, tot ce va rămâne. Au lăsat-o până ziua următoare, cum poruncise Moise, și hrana nu s-a stricat și nu a făcut viermi. Mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. 6 zile veți strânge mană, dar în ziua 7, care este sabatul Domnului, nu va fi. Versetul 28. Că unii au ieșit și au încercat să strângă și în a 7-a și Domnul a zis, până când aveți gândit să nu păziți poruncile și legile mele? Deci, credeți că era o îndoială? Care o fi sabatul? Probabil că cineva o să zică, de fapt, în Exodul 20 spune că sabatul este un semn între noi și Dumnezeu, din nou același verset. Care dintre noi ar zice, probabil că, bine, asta a fost în Vechiul Testament, dar de unde știm în Noul Testament? Eu cred că sunt destule versete care se explice care este și Noul Testament. O să ajung la partea mai plăcută imediat. Dacă vă uitați în toate limbile, că aproape în toate limbile, sabatul este pronunțat, sâmbăta e pronunțată în spaniolă, cum se zice? Sabado. Foarte aproape de sabat, ca în... În română, sâmbătă. În etiopiană, sabata. În franceză, sabat. Italiană, sabatum. Observați? E foarte clar. Nu cred că trebuie să ne îndoim prea mult. În Luca, capitolul 23. Foarte interesant. În capitolul 23, versetul 50, cred că noi cunoaștem versetele acestea, ce spune? Că în ziua a șasea era ziua pregătirii. Luca 23 cu 50. În ziua a șasea era ziua pregătirii.
Ați găsit cumva? 23:50. Auziți. Poftiți? Ok. Treceți mai departe. Versetul 54. Era ziua pregătirii și începea ce zi? Ziua sabatului. Iisus a fost răstignit vinerea, ziua, cum o numim noi? Vinerea mare, vinerea pregătirii. A înviat duminica, prima zi din săptămână, care o numim noi duminica învierii. Și zice că în ziua a șaptea, versetul 56, s-a odihnit după lege. Acum unii zic să sărbăm ziua morții, unii sărbează vinerea. Căci că e moartea importantă, că ne-a salvat. Sunt de acord 100% că moartea e importantă, nu puteam fără ea. Unii sărbează învierea, că zice că învierea e importantă, că dacă nu învia, nu înviem nici noi. Sunt de acord că învierea e importantă. Și alții sărbează sabatul, pentru că așa s-a odihnit și Iisus, așa a sărbat și Iisus, așa a sărbat și apostolii și așa scrie în Biblie. Vreau să vă pun o întrebare. Iisus după înviere spune că a petrecut câte zile cu ucenicii? 40 de zile. Asta nu e un lucru mic, dacă Dumnezeu însuși a spus și a scris în piatră să ții ziua sabatului. Deci probabil că Iisus, dacă considera că ăsta e un lucru atât de important și că s-a schimbat, probabil că Iisus trebuia în cele 40 de zile să vă zic, ați auzit că s-a zis să nu uitați sabatul, de-aia eu vă spun, de aici înainte țineți duminica. Scrie undeva că Iisus le-a atras atenția, băi, ăsta e un lucru foarte important, vedeți că eu am schimbat aici. Nu credeți că Iisus ar fi schimbat dacă era nevoie? Deci ne întoarcem înapoi la Cristina și se duce săraca după ce vorbește cu preotul, după ce vorbește cu bărbatul, se duce și începe să ia Biblia și începe să studieze. Găsește versetele astea, se gândește și spune, ce rost are să țin sabatul? Așa că zice, Domnul, țin, dar cu ce mă ajută pe mine sabatul? Și bărbatul zice, femeie, cum vrei tu să-L înțelegi pe Dumnezeu? Tu te și țină și vezi tu cu ce te ajută. Și aici, n-ai dreptate, eu nu o să văd niciodată, că eu sunt oarbă, eu sunt om. Și atunci roagă-te și intră pe el. Se pune Cristina pe genunchi și începe să roage, Doamne, Tu care mi-ai dat visul ăsta atâta timp, de ce să țin sabatul? Învață-mă. Deschide Biblia și vede acolo, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și se face lumină în inima ei și zice, niciodată n-a reușit sfințenia, m-a închinuit toată viața să renunț la niște păcate. Ia să încerc să țin sabatul, să vedem dacă Domnul mă poate sfinți. Spunea dânsa, câțiva ani în urmă, ce din ziua aia până azi am ținut sabatul și nu numai eu, și copiii mei și toată familia mea. Și am ajuns să prețuiesc sabatul mai mult decât toată viața la un loc. Deci în sabat e cel mai bun dar care mi-l dă Dumnezeu. Am pace de toate problemele, nu mai am stres, simt că Dumnezeu mă vindecă, stau în prezența Lui, mă rog, studiez, ce Dumnezeu îmi dă pace și ce atâta putere îmi dă în sabat, că toată săptămâna pot să merg cu El. Și apoi spune dânsa un lucru foarte important, zice, nu pot să înțeleg pe frații mei care doar nu muncesc, ei nu țin sabatul. Ce sabatul ții nu când nu muncești, ci când stai în prezența Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ți-a dat sabatul numai ca să te odihnești. Că te duci după muncă și un pui de somn și te-ai odihnit. Dumnezeu ți-a dat sabatul ca să petrești timp cu El, să ai relație cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie cu tine. Ați înțeles cum se ține sabatul, nu? Auziți, frații mei, Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Matei 15:3, ați renunțat la poruncile lui Dumnezeu în favoarea tradițiilor omenești. Matei 15:3, ar trebui să-l citim, că sună puțin mai bine decât dacă îl traduc eu din engleză. Matei 15:3. Drept răspuns, Iisus le-a zis, dar voi de ce călcați poruncile lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre sau datinei voastre? Și vorbește de cele 10 porunci acolo, nu de altceva, că vorbește de porunca 5 și așa mai departe. Spunea dâns așa, vă spun din ce ne povestea, că mi-am scris. Zice, am găsit biserica care se închina sâmbăta, dar am învățat să țin sâmbăta într-un mod spiritual, în sensul că să petrec timp cu Dumnezeu. Zice, eu și familia mea ne-am bucurat totdeauna în sabat, pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, ne-am făcut timp să ne rugăm împreună, să studiem, să vorbim despre Biblia lui Dumnezeu și apoi în liniște să medităm în prezența lui Dumnezeu. Am înțeles din ce în ce mai mult că sabatul are rostul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să fac o paranteză. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu este viață veșnică. Sabatul are rostul de a te ajuta să-L cunoști pe Dumnezeu ca să te sfințească, ca să ai viață veșnică. Spunea dânsa așa. Știu că răscumpărătorul meu mă va salva. Nu pentru că am ținut sabatul, ci pentru că am ajuns să-L cunosc și să mă încred în El.
Când o să vină Domnul, probabil și cred din inimă, că atunci când cei înviați vor fi înviați, și Cristina o să fie înviată. Nu o să zică, vezi că m-a salvat Domnul că am ținut sabatul. Sabatul nu salvează pe nimeni. Și o să zică, vezi că am reușit să-L cunosc pe Domnul și pentru că îl cunosc și îl iubesc, mă iubește atât de mult că m-a salvat? M-ați înțeles? Am vorbit cu nepotul ei după ce a murit ea și îmi spunea că de la ea au învățat ce înseamnă cu adevărat sabatul. Noi avem puțin o problemă de priorități, că noi ținem sabatul numai într-o anumită perspectivă, dar nu-l ținem așa cum ar trebui, în sensul ca să avem întâlnire cu Dumnezeu. Auziți, zice aici așa, când Israel erau robi în Egipt, erau munciți, deci în timpul când erau sclavi, zilele dimineața până seara, e un paragraf, nu este din cărțile inspirate, ci dintr-o altă carte scrisă de unul din profesorii mei. Deci, munciți ca robi, îmi traduc din engleză, deci, la un moment dat nu li se mai dădeau nici măcar paie, trebuia să iasă singuri pe câmp să-și caute paiele. Zice, ce credeți că a fost pentru ei când Dumnezeu le-a spus să țină sabatul, să odihnească o zi pe săptămână? Și apoi dânsul face o paranteză și explică acolo frumos, zice, nu cred că a fost niciunul supărat că trebuie să se odihnească în sfârșit. Să vezi izraeliții cum mergeau cu mâna, aoleu, ce mă fac, trebuie să mă odihnesc acum. Nu? Cred că au fost foarte fericiți. Așa spuneam eu, îi spuneam unui coleg de-al meu, băi, eu mă bucur că am sâmbăta. Duminica o am de la Cezar, sâmbăta la Dumnezeu, eu mă odihnesc 2 zile pe săptămână și tu le muncești toate 7 mai. Eu mă bucur, adică cât mai mult. Dacă s-ar putea să iau acela salariu, să mă odihnesc 3, ar fi nemaipomenit. Vreau să vă spun așa o paranteză. Fiecare eveniment din istoria Universului s-a petrecut într-un sabat. Dacă nu credeți, citiți cu atenție Biblia. Ieșirea din Egipt, când au fost eliberați din sclavia egipteană și sclavia păcatului, a fost într-un sabat. Citiți cu atenție. Poruncile le-au primit la Sinai într-un sabat. Când au intrat în țara promisă și a căzut Ierihonul, a căzut într-un sabat. Deci s-au învârtit 6 zile în jurul cetății. În ebraică, aici în ziua a 7-a, aici sabat, cum zice, șabat. În sabat au căzut zidurile cetății. Vreau să vă mai dau un exemplu, din viitor. Când o să mergem la cer, o să călătorim 6 zile. Și în ce zi credeți dumneavoastră că o să mâncăm împreună cu Iisus și o să intrăm în împărăția promisă? Fraților, Dumnezeu a creat sabatul să ne amintim totdeauna că e cel mai frumos dar. În sabat ești eliberat, în sabat te odihnești, în sabat ești vindecat, în sabat primești odihnă spirituală, odihnă emoțională, odihnă fizică, odihnă de toate naturile. În sabat petrești timp cu Dumnezeu, în sabat ești iertat, în sabat ești făcut neprihănit, în sabat ești mântuit, în sabat ești salvat. E singura zi în care primești toate darurile cerului. E interesul tău să nu o refuzi. Atunci îl primești pe Dumnezeu și când vine, el vine cu toate darurile împreună. Nu o să iei darurile fără dătător. Nu merge. Când vine el, el vine cu darurile. În sabat, când primești pe Dumnezeu, primești cerul în întregime în Dumnezeu. Nu zice? Că în Iisus primim toate lucrurile. Nu? Dacă l-a dat pe Iisus, cum ne va da în Iisus toate lucrurile? Pentru mine, sabatul este o binecuvântare, fraților. E cea mai mare bucurie. Deși un pastor lucrează și sâmbăta. Când eram în armată, mi-amintesc că a venit la mine Tufeanul, chema un locotenent major, zice, băi, Goi, aici nu merge cu pocăința, băi, noi știm cine ești. Noi avem rapoartele tale, știm și ce mănânci. L-am întrebat atunci puțin așa mai mișto, dar știi când plac murături? Și zice, știm și ce mănânci. Deci aici nu merge. După câteva săptămâni, sâmbătă ne cheamă, în fiecare sâmbătă m-am ascuns, când în veceu, când în magazie, când încolo, când încoam, că am scăpat. După câteva săptămâni, ce vine la mine și ce hai afară. Mă duc afară, ce hai după mine. Mă duc după el, erau acolo toți, vreo 51 de soldați, toată, 2 plutoane, toată compania. Și ce drepți, toată lumea drepți. Și ce Goia, pentru luptă culcat. Și da, nu văd niciun inamic. Și ți imaginezi, zic, imaginează și tu că m-am culcat. Ce vine avioane inamice, m-am uitat în sus, domnule, nu vine niciunul. Maschează-te, zic, domnule, mascare naturală, ninja, aștept până mă maschez cu zăpadă. La un moment dat, zice, sap o groapă să te ascunzi din pământ. Și m-am zis, eu nu sap gropi astăzi, dacă vrei sap una mâine. Sap câte vreți, sap una pentru fiecare. Ce nu, sap una acum. Eu nu sap gropi astăzi. Zice, aha, ești ambițios cu mine. Nu, nu sunt ambițios. În fiecare zi din săptămână muncesc. V-am făcut gardul unității, v-am făcut drumul unității, v-am reparat magazia, v-am pus geamul la muzeul unității. Niciunul din soldați să nu a muncit. În fiecare zi muncesc. Astăzi e ziua lui Dumnezeu. Azi mă odihnesc.
Și ți-a arătat odihna, lasă că te învăț eu minte. Și a început să înjure, odihna ta și cu tare și cu tare și cu tare, lasă că te învăț eu minte, să văd eu Dumnezeu care te scapă. Când ai zis așa, zic, hop, nu mai e vorba de mine acum. A coborât din cum se numește, din poligon, a coborât din poligon, s-a dus în unitate, a convocat toate cadrele unității, i-a chemat și a propus pușcărie la Caracal 14 ani. Sau la Calafa, nu mai amintesc, 14 ani de pușcărie pentru neexecutare de ordin. În fața, insubordonare în fața soldaților. A propus 14 ani de pușcărie. Mi-amintesc că m-am dus în magazie, m-am încuiat în magazie și am început să mă rog. Și la început m-am rugat, Doamne ferește-mă de pușcărie. Mi-aminteam ce-mi povestea cineva, că îl ținea nemâncat în pușcărie sau îi dădea numai, în sfârșit. Și după aceea, la un moment dat, am primit pace în suflet și am zis, Doamne, alții și-au dat viața pentru tine. Nu te rog să mă ferești de pușcărie, ci te rog să onorezi numele tău în fața oamenilor, să vadă că tu ești un Dumnezeu cum trebuie. Dacă tu vrei să sufăr, sufăr. Martirii și-au dat viața pentru tine. La un moment dat bate cineva la ușa magaziei și vine, era sergentul Ciuciu Marian, un tip așa scurt, vorbea repede, un nas așa coroiat și scunde, așa ceva mai scunde decât mine. Și zice, băi Goia, ia spune băi, tu știi cine a venit azi aici? Zic, nu știu, domne. Zic, a venit generalul Joana, generalul armatei a patra din București. Știai? Zic, nu știu, domne. Ce băi, ia spune, îl cunoști pe Joana? Nu-l cunosc, domne, pe Joana. Cum să, de unde să-l cunosc pe Joana? Nici nu știam cum îl cheamă până să-mi spui tu, nu știam cine e Joana. Ce băi, stai să spun ce s-a întâmplat, băi. Stai să spun ce s-a întâmplat. Zice, uite, Joana, ăsta a propus pușcărie, 14 ani. Și Joana a zis, discutând după aceea de cazurile disciplinare, deocamdată, hai să vedem ce a făcut aici, de când am plecat. Și ăștia, păi, ce, uite, am pus drumul, l-am pavat tot. Zice, cine l-a pavat? Cât a cheltuit? Păi, ce l-a pavat un soldat. Cine? Goia. Deci am schimbat și în muzeu, tot muzeul am acoperit, toate armele alea vechi. Unitatea din Râmnicul Lucea era înființată de Alexandru Ioan Cuza, așa de veche. Și ce toate armele alea vechi, toate săbile, toate alea acoperite, frumos puse pe catifea roșie, acoperite cu geam. Și cine a pus geamul ăsta, tăiat așa frumos? Pe Goia. Și magazia, uite, am renovat-o, am făcut așa, așa, cine Goia? Am reparat gardul, cine Goia? Ce, uite, balustrada asta aici, galeria asta deasupra ușii, era să cadă în capul capitanului și cineva a prins-o frumos, cine Goia? Și așa mai departe. Și pe aceea, zic, ok, am terminat cu ce s-a întâmplat, acum lucrurile disciplinare. Păi trebuie să-l punem pe Goia în pușcărie. La care generalul Joana, păi ce, n-aveți și voi altul să puneți în pușcărie? Tocmai pe Goia? Și ce a făcut? Păi ce, pocăi și nu lucrează sâmbătă. Păi în celelalte zile lucrează? Păi da, lucrează. Predică la ceilalți? Nu, dar ceilalți știu toți. Păi cum trăiește ăsta? Normal că știu toți. Ce, ok, lăsați-mi în pace. Dacă vă atingeți de Goia, vă pierde serviciu toți. Altceva. Și vine la mine Marian și zice, băi, îl chema Ciuciu Marian, sergentul ascult, zice, băi, ia spune-l, cunoști pe Joana? Nu-l cunosc. Băi, tu ești pocăit, tu să nu minți. Nu-l cunosc, dom'le. Hai, vorbește cu el și pentru mine. Poate mă face și pe mine, serge major. Sau mai sus. Pleacă Marian și vine Bărbulescu. Ăla era locotenent major, un tip așa mai ambițios, așa cu șapca mai pe nas. Ia ascultă, băi, Goia. Îți dau niște bilete de voie să te duci acasă. Vorbești și cu Joana pentru mine. Pleacă Bărbulescu, vine Vulpoi. Goiță, poți să vorbești tu cu Joana pentru mine? Din ziua aia n-am mai făcut armată. În fiecare zi mergeam în oraș, în fiecare sâmbătă plecam acasă. Ziceau, hai, e vinerea, cară-te. Păi zic, nu mai am bilete de tren, nu mai am bani. Îți plătim noi, îți dăm noi din ăla de armată, cum se numește? Foaie de drum. Foaie de drum, nu mai du-te. Dar stai și tu în telefonul Joana să-i spui că o duci bine. Doamne, eu nu-l cunosc pe Joan, dar pe cine cunoști? Eu cunosc pe altcineva mai mare. Aoleo, dă-i lui telefon. Zic, în fiecare zi vorbesc cu el. Frații mei, sabatul este cea mai mare binecuvântare care ne-a dat-o Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu încă de la creațiune. Satana n-ar vrea să beneficiem de darul ăsta. Și oamenii îl pierd. Tocmai darul lui Dumnezeu. Cum ar fi fost când Ana vrea să întâlnească cu mine, s-o fi refuzat? Păi de-abia așteptam să mă întâlnesc cu ea. Cineva mă întreabă din când în când, cam cât timp să petrec cu Dumnezeu? Păi credeți că faceți program? Doamne, am pentru tine o oră. Păi eu mă gândeam, nu știam cum să fac să petrec tot timpul cu Dana. Și când stăteam cu ea, îmi puneam ochii pe ea și nu mai vreau să vorbesc, că vreau să o admir cum este, ca să nu uit că nu sunt cu ea. Și mă uitam cum sunt ochii, cam așa, închideam ochii și îmi imaginam ochii. Cum sunt obrajii, cam așa, închideam și îmi imaginam, ca să pot să fac pictura așa în minte. Cum este bărbița ei, cum sunt buzele ei, cum... Și când mă duceam acasă, închideam ochii și mi-o imaginam toată, o vedeam ca acum în față. Sabatul e când stai cu Dumnezeu și îl absorbi caracterul și bunătatea lui și te bucuri de prezența lui și de sfințenia lui și de iertarea și de mântuirea și de tot ce ți-a dat Dumnezeu și când pleci, rămâi cu Dumnezeu în minte toată săptămâna. Cum să pierzi când Dumnezeu vine și tu nu te duci la întâlnire? Nu e vorba că, aoleu, trebuie să-L ții. Nu e o greutate, e o binecuvântare. E ocazia în care te întâlnești cu Dumnezeu. E un dar. Vreau să trec, aoleu, e 9:20, vreau să trec la porunca a cincea. La promisiunea sau făgăduința a cincea.
Și era nemaipomenit de frumos acolo, dar nu e nicio problemă. Mai continuăm sau ne oprim? Mâine. Nu reușim să facem două pe seară, nu știu dacă le terminăm. Nu stau mai multe zile, am biletul de avion luat și în ziua în care ajung acasă mă mut în Kentucky. Deja e tot împachetat, așa că... Frații mei, o să încercăm să le terminăm. O să încercăm, trebuie și noastră să veniți la timp și să... Noastră ați venit la timp, probabil că noi n-am venit la timp. Trebuie să ne străduim, să începem la timp. Mă rog ca bunul Dumnezeu, bunătatea și mila și răbdarea Lui să ne ajute pe toți să înțelegem valoarea prețioasă a meditației, a rugăciunii, a studiului, a trăi în prezența Lui Dumnezeu, a sta în prezența Lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai frumos. Dacă noi ne numim creștini și nu cunoaștem Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, nu suntem creștini decât cu numele. Să ne ajute Dumnezeu să-L cunoaștem. Amin.